Trebuie făcută rezervare cu 2 luni înainte, pentru că este extrem de vizitat castelul ăsta. Așa. Tata! Wow! Ia uite, tati, ce mari sunt! Wow! Super căluți! Peste 1,3 milioane de oameni vizitează castelul anual! Acolo e castelul, de aici se vede mai bine. S-a pus o ploaie. Neața, de aici din Austria. Astăzi intenționăm să mergem să vizităm un castel. Vom face asta cu mașina pentru că este la o oră jumătate distanță. Am fetele aici în spate. Bună. Și pe Rebecca acolo în spate. Tati. Tati trebuie să conducă. And here we go. Am plecat la plimbare. Ne ducem la castelul ăla să vedem. Sunt două castele, de fapt, e un castel regal, castelul alb regal, îi se mai spune și regal. Și este că și mai este și castelul medieval, care are o poveste interesantă. O să vă spun în momentul în care ajungem acolo. Am uitat să vă spun. Cele două castele pe care intenționăm să le vizităm se află în Germania. Zona asta unde ne-am cazat noi, Kennelbachul, este la graniță cu Germania și Elveția. Și datorită lucrurilor acestea noi putem să ne plimbăm și colo și colo, traversăm mai multe țări într-un interval de timp foarte scurt. Ceea ce este foarte bine. Și priveliștea de aici, din zonele astea, este superbă. Eu nu-mi dau seama cum ține iarba asta atât de bine. Ori este, efectiv, este iarba asta care crește atât de mică, ori îi obligă cumva sau ei se simt cumva și își taie iarba asta. Deci, da, deci mergem la castele. E un drum de 110 km pe care trebuie să-l parcurgem. Facem cam o oră jumătate pentru că nu este pe autostradă. Va trebui să mergem prin sate pe aici, prin zona asta. Și de asta trebuie să respectăm regulile pentru că ei sunt foarte ciufuți când vine vorba de reguli. Și e normal să fie așa, așa trebuie să fie și la noi. La modul dacă ai 55-57 și tu trebuie să ai 50 în localitate, s-ar putea să ții amendă. Și atunci trebuie să respectăm cu strictețe chestia asta și tot o să fie bine. Unul dintre castele nu putem să-l vizităm, castelul regal alb, pentru că nu ne-am interesat din timp. De fapt, acum am aflat de el, am aflat că este și castelul ăsta tot lângă celălalt medieval. Da, deci turul castelului se desfășoară cu ghid. Am parcat mașina jos în parcare, 10 euro am plătit parcare, cred că este perioada nedeterminată. Castelul se vede sus acolo undeva, iar asta este zona, să zic așa, zona de relaxare cu restaurante, magazine și așa mai departe. Nu știu exact pe unde trebuie să o luăm, bănuiesc că pe acolo, pe unde vin oamenii trebuie să urcăm și noi. Mă gândesc, haide să vedem. Hai să mai facem una, mai facem? Da! Pentru suma modică de 15 euro puteți să vă achiziționați o umbrelă cu castelul sau ce aici. 15 euro e foarte mult. Sunt 70 de lei, 80 de lei, nu știu când aibă. Am luat umbrela, aveam una, dar nu ne așteptam să plouă. Sunt șanse de 90% să plouă toată ziua, până de seară. Așa că ne trebuie o umbrelă ca să ajungem acolo sus. Ok, cam asta este traseul, în zona aia trebuie să o luăm. Având în vedere faptul că foarte mulți oameni vin din partea asta și indicatorul arată zona asta, aici, în partea asta, trebuie să mergem către castel. Din ce văd, oamenii se duc sus, fie cu mașinile, fie pe jos, fie cu trăsurile. Pentru că văd acolo o trăsură cu doi cai și ceva oameni în interior. Nu te plouă, e bine, e o variantă ok. Așa. Vă spuneam faptul că unul dintre castele, pentru unul dintre castele trebuie să faceți rezervare din timp. Ei bine, pentru ambele trebuie să faceți rezervare din timp. Vă spuneam cu 2 luni înainte ca să prindeți loc. Să fiți siguri că prindeți loc, pentru că ambele au tururi din acestea
organizat. Castelul la care mergem noi acum a fost finalizat, construcția lui a fost finalizată în secolul al XIX-lea și a fost comandat de Ludovic al II-lea al Bavariei. Noi o să mergem acum și o să vizităm pe exterior, pentru că pe interior nu avem cum. O să încerc să ridic drona, însă e destul de dificil. Plouă, e vremea destul de aiurea. În spatele meu probabil că se vede deja caleașca aia. Este un... cred că ar trebui să ne mutăm pe partea stângă. Este o metodă de a urca dealul ăsta. Da, e un pic... e dificil să urci cu copil, așa e o relaxare, pentru că nu bate vântul deloc, nu bate soarele, însă noi cu Rebecca trebuie să o luăm în brațe, nu vrea să meargă deloc pe jos și mai mult ne chinuim, ba soția o ia, ba eu, și așa mai departe. Sunt vreo 10 minute de mers de jos, de urcat. Ce frumos, sunt îngrijiți, așa par foarte îngrijiți. Din ce am citit, Ludovic ar fi construit castelul ăsta din banii lui, din averea lui personală, dar și din împrumuturi. S-a împrumutat pentru a termina lucrarea, însă comuniștii spun de fapt că a furat foarte, foarte mult. Acum nimeni nu știe adevărul. Regele a vrut să-și construiască acest refugiu pentru el să se retragă acolo, însă în anul 1886, după moartea lui, acesta a fost deschis publicului, clar. Iar în zilele noastre, peste 1,3 milioane de oameni îl vizitează anual. Dacă vreți să nu vă omorâți de picioare sau nu știu, dar e destul de ok să mergeți, puteți să luați o caleașcă din aceasta și costă undeva la 4 euro, dacă nu mă înșel. 4 euro plătiți și vă aduce aici. Mai avem încă 10 minute de mers din punctul ăsta până la castel. Am zis că doar 10 minute, dar e mult mai mult. Cred că 20. Cei de la Disneyland au hotărât ca acest castel să fie sursă de inspirație. Bănuiesc că e ceva wow. Să mergem să-l vedem și noi pe exterior, pe interior v-am zis nu putem, din păcate. Am ajuns la castel și bineînțeles că plouă, că de fiecare dată ce să se întâmple plouă la noi. Asta e, avem o panoramă superbă asupra castelului de aici. Aici este intrarea principală. Vă spuneam mai devreme, însă noi nu avem acces pentru că nu am achiziționat biletele. Asta este. Mergem în următoarea expediție. Haideți să luăm și de aici un cadru, așa să vedeți cât de frumos este. Ce faci, iubire? Plouă? Plouă rău, mami? Ieri a fost extrem de cald. Cred că în jur de 35 de grade. Și azi plouă. Noroc că nu bate vânt. Utilajul ăsta face curățenie. De unde trec dânsurile de cai, lasă chestii în urmă. Și ăsta vine și spală. Noi am fost în stânga și acum în dreapta este cel de-al doilea castel. Nu știu dacă o să reușim să mergem. Din păcate chiar nu avem nicio șansă să mai ajungem, pentru că vremea e foarte urâtă și Rebecca chiar nu rezistă. Cu altă ocazie. Aici au magazine cu suveniruri.
și cu mâncare. Fix lângă parcare. Se poate lua și genul ăsta de trăsură. În câte am văzut, biletul era 4 euro. Castelul pe care tocmai ce l-ați văzut este la 5 km de Füssen, iar orașul este, arată super bine. Noi am trecut prin el ca să ajungem la castel și este super frumos clădit din acele autentice de ale lor. Băi, super tare, deci mi-a plăcut mult de tot. Ne-am fi dorit din suflet să vizităm, însă Rebecca este extrem de obosită, mod normal, e ceasul 4, ea acum ar fi dormit, ar fi fost ora ei de somn și ar fi dormit, doarme cam de la 2 la 4. Este obosit, a dormit pe la noi pe în brațe, ni s-a pus și ploaia, încă plouă așa mai mărunt, dar tot plouă. 90% șanse de precipitații și astăzi și mâine. Ceea ce înseamnă că o să plouă și azi și mâine o să plouă toată ziua. M-am uitat de mâine, o să plouă de dimineață până seara. Nu o să vrem să stăm în casă, o să încercăm să mai vizităm. Probabil că nu o să ne mai aducem la obiective din acestea turistice super importante. O să încercăm să parcăm mașina cât mai aproape de locul în care o să vizităm. Noi vrem să mergem în Lindau, să vizităm zona aia din Lindau. Ne-am fi dorit din suflet să mergem în Elveția. Poate o să ajungem, să vedem dacă nu o să plouă totuși atât de tare. Deocamdată ne îndreptăm spre casă, iar în fața noastră este o coadă nebună. Am parcat mașina. Iese și soția imediat cu fata. Am condus ceva astăzi, câțiva kilometri. A fost foarte frumos castelul, ne-a plăcut foarte mult. Ne-am fi dorit să vedem tot ce se putea în zona aia, doar că a plouat și n-am avut ce să facem. Asta a fost ce am reușit să facem până acum. Urmează un vlog din Lindau, un oraș de aici, de lângă, în Germania, un oraș foarte, foarte frumos. Ia uitați cum arată și cât de mare e porția de carton. Și două șnițele. Două șnițele și carton. Doamne, stinte! Ne-a venit și nouă pizza, arată cam așa. Stați un pic să pun un blitz ca să vedeți. Așa. Cam așa arată. Arată super bine și e mare. E mai mare decât farfuria. Deci dacă e să o dau așa, un pic mai așa, e mai mare decât farfuria. Asta a mea este cu pizza contadina. Creveți brânzeturi. Mamă, ce bine arată așa ta. Și aici avem chimii și usturoi. Da. Cam așa se încheie seara noastră. Mâncăm și noi pizza, ne băgăm la somn și ne vedem mâine cu un alt vlog. Nu uitați să vă abonați. Spune tati. Nu uitați să vă abonați. Spune tati. Îți dau. Spune, nu uitați să vă abonați. Tati, nu vă să abonați, nu. Nu vor să se aboneze? Nu. Spune, tati, abonați-vă, ne vedem cu vlogul următor. Ne vedem mâine, spune. Ne vedem mâine. Spune-le, ne vedem mâine. Ne vedem mâine. Pa, pa. Pa, pa.